După cum se poate vedea în spatele meu, astăzi mașina mea s-a dublat. Pentru că filmăm exact cu aceeași mașină, și anume un BMW M850i. A cui credeți? Vă mai las un pic. Vă mai las vreo 2 minute pentru că el este în spatele camerei. Eu vă prezint mașina și între timp puteți să opriți video, să puneți în comentarii a cui credeți că este mașina. Am mai spus eu acum 2 vloguri pentru că mașina lui, apropo, s-a vândut ieri, dar intrăm în detaliile astea puțin mai târziu. Astăzi comparăm exact 2 mașini la fel, și anume seria 16. Două seria 8-uri din același an, aproximativ plus minus cu aceeași număr de kilometri, cu același motor, aproximativ aceleași opțiuni, deși asta are ceva în plus, dar o să vă arăt imediat ce. Și chiar sunt foarte, foarte curios dacă BMW a reușit să facă două mașini, de fapt toate mașinile lor, să fie complet identice. Hai să vedem care sunt diferențele între aceste două mașini. În primul rând, clar este diferența de culoare. Cum se numește culoarea asta? Dravid grau metalic. Cum? Dravid grau metalic. Dravid grau metalic, adică mai pe scurt un green kiss șobolan cu o perlă în el. Iar evident, mașina mea este culoarea de care v-am mai spus, și anume Barcelona Blue. În plus, vă spuneam că mașina asta are altceva, și anume pachetul de carbon. Pachetul de carbon puteți să îl observați pe plafon și aceste elemente de pe bara față. Și eleronul de asemenea este tot din carbon. Din păcate, mașina mea nu are acest pachet de carbon, dar asta este, lasă că poate îi punem noi ceva mai puternic. Eu aveam exact aceleași jante cum sunt pe mașina asta, fix modelul acesta, care sunt foarte frumoase, adică n-ai avea neapărat motiv să le schimb, dar totuși Venom-urile noastre, cele de toate zilele, n-avem cum să nu le punem. Mie se par un pic mai frumoase, de ce? Pentru că după cum puteți să vedeți, uite, poți să vii cu mine. Diferența între o jantă OEM și o jantă custom este în primul rând faptul că sunt mult mai concave. Adică se poate vedea cu ochiul liber că janta asta, pe lângă faptul că este puțin mai în exterior, este și puțin mai concavă. Janta asta este puțin mai băgată în interior. De asemenea, poți să o reglezi cu o flanșă și să vii cu janta asta complet la buză, dar nu cred că ai rost să faci chestia asta, pentru că oricum probabil o să schimbi tu jantele. Încă nu v-am spus acum e mașina, dar o să vă dați seama imediat. O diferență foarte mare este interiorul. Interiorul mașinii acestea este chiar alb, nu este bej sau altă culoare mai deschisă, este chiar alb și se menține într-o stare foarte bună. Echiparea este la fel, deși la el scrie pe prag BMW individual, iar la mine M850i. Eu am tot echiparea individual pentru că puteți să vedeți aici, de exemplu, unde scrie pe scaune BMW individual, cum scrie și la el de altfel. Nu înțeleg de ce la unele mașini scrie un lucru și la altele alt lucru, dar iarăși la interior mai sunt câteva mici diferențe. De exemplu, la el, chiar dacă are schimbătorul acesta Swarovski, cum am și eu, consola este piano black în întregime. La mine bucata asta aici este un fel de argintiu crom mai zimțat, așa, nici nu știu cum să-i spun. Iar nivelul de echipare individual, iarăși, după cum am spus și la mine, puteți să-l observați după bordul îmbrăcat full piele, alcantara de pe plafon, care este o opțiune mega, mega importantă din punctul meu de vedere, și pielea de pe uși. Chiar dacă o cumperi pe asta, sau dacă o cumperi pe asta, orice ar fi, sau orice alt seria o vrei să cumperi, trebuie neapărat să-l verifici pe card vertical înainte, unde eu îți las un link de 20% reducere, sau poți folosi codul MATEI. Primul link de jos din comentarii de asemenea funcționează pe card vertical și că puteți să vedeți istoricul oricărei mașini, începând de la pozele mașinii din diferite daune, apoi vedeți și istoricul numărului de kilometri, toate intrările de-a lungul timpului, de asemenea vedeți și situația financiară și juridică, foarte important pentru a ști dacă una dintre aceste două mașini are o finanțare activă care nu a fost încheiată. Mai jos găsiți și daunele mașinii cu valoarea aproximativă de reparație, iar și mai jos găsiți istoricul țărilor în care a fost înmatriculată și specificațiile tehnice. Rapoartele de pe telefon arată foarte bine pentru că au primit un mare refresh și nu uitați codul MATEI sau MATEI20 pentru TikTok. Bun, și acum v-am promis că o să vă spun a cui este mașina, da? Sunteți pregătiți? Și l-ați văzut pe domnul. Cred că ghiciseră deja oricum. Ghiciseră mai mulți, pentru că am și postat eu ceva pe Instagram și pe lângă asta am și spus pe acum 2 vloguri că un prieten foarte bun al meu și-a luat o mașină foarte tare și că o vinde pe aia veche, și anume 440i-ul care s-a vândut chiar ieri. Da. 440i-ul am vrut să-l promovez aici pe vlog, dar n-am mai apucat pentru că deja s-a vândut la băieții noștri de la Offlease. Destul de rapid. Și-a făcut treaba bombă și de mult s-a vândut
aproape 3 săptămâni, nici 3 săptămâni. Mașina aia avea un preț foarte bun pentru ceea ce oferea. El a plătit mult mai mult pe mașina aia decât s-a vândut și de asemenea a făcut niște modificări super interesante. Iar un domn care este aici de față cu noi, o să vă arăt imediat surpriza acestui vlog, a vrut să o cumpere și astăzi a ajuns la București, dar s-a trezit că nu mai e mașina. Sunteți pregătiți? Hai să vă arătăm. Ia vedeți cu cine ne-am întâlnit aici la București. Salut! Fratele ABR, am filmat ultima oară, cred că acum un an jumate, nu? Sau ceva un an jumate, da. Nu prea ne-am mai văzut, dar am tot păstrat legătura. El între timp și-a luat N90T-ul, nici am apucat să-l văd eu până acum. Super, super modificat, nebun, dar nu o să filmăm în vlogul acesta 50 de mașini. Poate facem alt vlog separat cu mașina lui. Însă el este cel care vrea să cumpere seria 4 lui Radu și n-a mai apucat. N-a fost să fie nici asta. Tu de fapt de ce veniți la București? Se dau avans. Nu, serios. Pe bune vorbesc. Serios? Da. Și dacă tot am stabilit asta, hai să venim. Mai stăm de vorbă. Și mașina s-a vândut ieri. A venit omul și n-am mai putut să mai cumpăr. Vezi, bă, ce b***u ești, nu i-ai dat mașina. Ai văzut? A venit omul să-ți aducă avans și tu nici măcar n-ai vrut să-i o vinzi. Păi nu, că ne socotim altfel. Știi cum e? Primul care vine cu banii, exact, normal, dar nu i-am zis primul nimic. O ia. Normal, așa e. Acum eu te apăr pe tine, îți dai seama. Noi astăzi facem un vlog de comparație între astea două mașini. Radu, știi că abia și-a cumpărat și el mașina asta. Știu, da, da. Ce părere ai? Sincer, fără să o zic niciunul, da. Care îți place mai mult? Eu nu mă supăr, că eu nu mă atașez de emoțiile mele. Sincer, să fiu aia. Pe culoare îți place mai mult, da? Îmi place mai mult cum se vede în soare. Așa, îmi place asta. Dar în soare, în lumină bună. Pentru că e o culoare care e mai ușor de modificat, fără să o colantezi, corect? Exact, dar ar fi una dintre culorile pe care eu nu le-aș colanta. N-ai colanta, înseamnă ceva, dacă spun asta. Care tu colantezi atâta mașină. Sunt nebun cu colantul, da. Și încă un lucru, mi-am dat seama că eu dacă aș pune lipuri negri lucios și extensii de praguri și difuzoare și de-astea, nu s-ar vedea la fel de bine cum s-ar vedea la el, nu? Exact, nu le-ar scoate atât de mult în evidență. Și cu un lucru care îmi place foarte mult, fiindcă slăbiciunea e carbonul, elementele din carbon. Da, asta ar face să pună și restul elementelor tot din carbon, așa foarte că scumpe, să decartezi, maestre. Eu dacă îmi pun negru lucios, practic am o scuză, zic, băi, eu n-am carbon pe mașină. Atâta s-a putut. Atâta s-a putut, exact. Hai să le punem și de la spate acum și să vedem care sunt diferențele. În primul și în primul rând, ce se observă evident este difuzorul. Difuzorul din carbon, care este complet diferit față de modelul meu. Ăsta este cel mai mare lucru pe care sunt eu invidios, nu neapărat pe restul pachetului de carbon, cât sunt pe difuzorul acesta. De ce? Pentru că la acest difuzor îi mai trebuie doar o extensie, acea prelungire, și este absolut complet și perfect. La mine, în schimb, dacă vreau să pun acea prelungire, nu o se vadă rău, dar nu se vadă la fel de agresiv cum este acesta cu striațiile respective. Da, la fel eleronul din carbon, la mine aceeași formă are eleronul, dar este la culoarea mașinii. Singurul lucru care sunt eu de părere că ar fi mers la amândoi, nu doar la el, dar mai ales la el cu carbonul ăsta, era să fie astea negre. Pentru că există echiparea, să știi, să fie negre și la fel cum sunt și la mine. Dar la mine, pentru că mașina este albastră și restul elementelor oricum sunt tot cu acest gri, oare cum să spui că sunt din ton. La asta, 100% ar merge să le faci negre dacă găsești cum să le faci. De vopsit nu cred că e cazul. N-ai cum să zici că nu sunt frumoase. De la spate, mi se pare că BMW seria 8 e cam cel mai frumos BMW, aș îndrăzni să zic, bine, M8 evident, dar nu neapărat cea mai completă mașină. Și acum cred că este timpul să ne suim în cealaltă, pentru că în a mea știți evident cum merge și cum arată, să vedem dacă totul este la fel. Ți-a luat bărbia ta. Ia bărbia ta. Ți-a luat bărbia ta, mă, ești nebun. Bun, deci am trecut acum în seria 8-ului Radu, parcă aș fi în aceeași mașină, să știi. Zici că nici nu ești. Exact. Ce este diferit? În primul rând, după cum am spus, interiorul. Este într-adevăr mai frumos pe zi să ai interior, să ai crem sau beige sau alb, pentru că intră mai multă lumină în mașină și pare totul mult mai plăcut, mai așa. Na, primul lucru mi-ai spus chiar aseară, mi-ai spus, bă, dar de ce se vede așa de tare la tine ambientala, mai știi? Da. Și după aia am stat și ne-am gândit, bă, interiorul alb și prea mai multă lumină. Adevărul e că seria 8 nu are niște ambientale prea wow, părerea mea. Bine, adică se putea și mai bine. G30 mi se pare că e mai bine pe ambientare decât seria 8. Lasă să fie ambientalele bune și... Asta vreau să spun și eu, da. Mașina asta e cumva confortabilă, dar în același timp simți tot în ea. Asta mi se pare ciudat. Exact. Seria 8-ul este o combinație, după cum am spus și pe alte vloguri, între seria 7, 6 și... dar nu știu care. M6, M5. A trecut și un frațior Grand Coupe. Au apărut din ce în ce mai multe. Da, frate. Evident, știi cum e, după ce ți iei o mașină, încep și nu mai ai, o vezi pe stradă. Exact. Vezi oamenii care au Urus? Da, mamă, dar chiar Urusul, spuneți voi în comentarii dacă nu Urusul a devenit printre cele mai comune mașini, cel puțin din București. Comune în sensul între rândul comune celor între ghilimele. Mașinile sport și scumpe. Dar eu cred că în București sunt printre cele mai multe Urusuri din capitalele europene. Adică n-aș exagera, că vorbim acum Los Angeles, Miami, evident, New York. Zicem America și România. America e un continent și după aia zici câte Urusuri sunt în România raportat la
populație și suprafață. A, versus probabil. America. Eu cred că este cam pe acolo. Da, și eu cred. Adică nu, eu n-am mai văzut țară în Europa în ultimii 2 ani unde am mai fost și eu așa cât de cât să fie de multe ursuri. Eu cred că sunt mai multe ursuri în București decât sunt seria 8-uri. Sau cam la fel. De ce seria 8 și cum de seria 4-4? Că după cum știm, erai așa sceptic cu motoare mari, V8-uri, de-astea. Păi, eu am început cumva, am avut primul F30 și l-am avut pe la 1.6 benzină. După aia, după aia 2.0. După aia 2.0, după aia seria 4 3.0, toate benzină. Și am zis, bă, cred că e momentul în care pot să zic că mi-aș dori V8 pentru ce, cum livrează puterea, pentru sunet mai ales. Și pentru psihicul meu, că am zis, bă, frate, eu am 23 de ani și vremurile care sunt acum îmi dau de înțeles, am să zic asta. Îmi dau de înțeles. Bravo, că da. Nu o să mai am cum să-mi cumpăr la 30 de ani poate un V8 nou. A, da, sau vor fi sigur. Foarte scumpe, adică dacă da, la... sau nu vor mai fi deloc. Exact. Sau nu o să se interzică, sau cine știe ce lege o să mai apară. Sunt de părere că na, toate lucrurile astea au un sfârșit. Exact pe premisa asta am mers și eu. Dar nu o să mai fi. Eu cred că următoarele modele gen seria 8, modelul nou dacă mai apare sau ce o să înlocuiască seria 8. Și eu cred că nu o să mai apară, dar mă rog, nu cred că o să mai aibă niciun V8 disponibil. O să aibă probabil motoare peste 600 de cai 3.0 disponibile, dar nu o să mai fie V8. Și de asta este bine să ne bucurăm de ele cât timp încă le mai găsim pe piață, știi ce zic? Deși da. E posibil ca seria 8-urile să se aprecieze, mă refer pe termen super lung, nu mă refer peste 2 ani, evident da, că se depreciază. Peste 20. Dar peste 20 de ani cred că modelul ăsta o să fie sigur mai scump decât seria 8-ul din 90 acum, care oricum e scump, adică e la bani de G30. Exact, un seria 8 da. Bun, modelul ăla 93, 4, 5 este exact cât un G30. În parametri, da. În parametri, da. Deci asta, mi se pare tare rău. Cam asta a fost motivul, a fost primul meu salt major de la, am avut F30, F30, F32. Cumva practic am avut aceeași mașină, dar cu motoare diferite timp de 4-5 ani aproape. Și am zis, bă, aș vrea să fac un salt la o generație mai nouă, nu, am vrut, m-am gândit și la G30, doar că le mersesem cu ale tale, mersesem cu altele. Da. Și am zis, bă, cumva nu mă satisface. E un pic plictisitor G30-ul, dar era bun ca intermediar, pentru că ai fi sărit la seria G și după aia luai G top, știi? Exact, așa, adică, am sărit direct. Așa ai sărit direct. Dar oricum, e interesant și e de apreciat faptul că Radu e mai mic ca mine, apropo, dacă nu știați, cu 2 ani are, se ne fătu, că am uitat, 23. Da. Mă rog, un an jumate mai mic decât mine, ceea ce e super tare, adică o realizare super tare pentru vârsta asta. Și tocmai de asta încercăm să vă motivăm și pe voi, nu contează neapărat vârsta, dacă înveți să faci un lucru bine de la vârsta mică, de tu ai început cu fotografia când erai mic. Da, de la 15 ani, cam așa. Și după aia video, după aia producție, după aia mai multe, că reușit să dezvolte dintr-o nișă, dar oarecum tot pe domeniul ăla exact. A progresat. Știi, dacă înveți un lucru bine de când ești mic, la un moment dat o să fie răsplata foarte mare peste 3, 4, 5, 7 ani, știi? Eu eram conștient că la un moment dat trebuie să vând seria 4, deși a fost mașina mea preferată și recunosc asta, ți-am zis și ție când am primit mașina asta, când a ajuns, că m-am bucurat mult mai mult la 440i când l-am cumpărat decât la asta. Decât la asta, da. Nu știu de ce, probabil de fapt și era faptul că cumva era un achievement pe care mi-l doream de mult mai mult timp. Da. Asta cumva a venit, a fost ocazia, a fost momentul și am zis hai să facem pasul ăsta. Exact. Poate încă nu mă bucur suficient de mult de acum, că e și o perioadă aglomerată și așa mai departe. Da. Dar cred o să realizez peste o lună, două, trei, cam așa. Cam așa. Da. Eu, uite, de exemplu, cumva acum pe planul meu era așa, să am 440i, M850i, asta i-am zis și prietenei mele în ziua în care am luat 440 din Germania, acum 2 ani aproape. Mm-hmm. Vreau M850i, așa era că așa a pus mâinile în cap, a zis, Doamne, ferește, te-abia ai luat mașină. A apărut de 2 ani. A apărut de 2 ani. Da. Te-abia ți-ai luat mașină și vrei alta și zic, păi mereu trebuie să țintim exact. Cât mai sus. Adică... Și după M850i vreau Huracan, asta știi și tu, știe toată lumea, cred că am zis. Chiar așa, obraznic? Nu mi-l permit nici acum, probabil că nici peste un an, nici poate peste 2, sau Doamne ajută să mi-l permit peste 2 ani, dar sunt conștient că dacă mă gândesc că mi-l doresc, sunt din ce în ce mai aproape să-l am. Adică, da, e bine cumva, să gândești departe, gen think big, cum zic americanii, știi? Da, că nu... și dacă nu ajungi, să zicem, că eu îmi doresc să ajungi. Evident. Dar și dacă nu ajungi și ajungi la jumate sau la 3 sferturi din obiectivul exact. Ăla, oricum e bine, știi? Asta e chestia, că da. Dacă mi-ai fi să acum un an jumate când am la 440, vezi că într-un an jumate o să ai un M850i, aș fi zis, bă, te culcai pe ureche dacă știai sigur că exact, o să-l ai. Exact, dar n-aș fi crezut că reușeam... Că aș fi reușit așa, nu știu. Așa te autoambiționezi. Exact, exact, exact. Este bine să pui o presiune pe tine mai mare decât ar fi cazul, tocmai pentru a te ambiționa și pentru a face măcar
un sfert, jumătate, o parte din goalul final, care exact. Până la urmă oricum o să-l atingi, poate nu-l atingi într-un an sau doi, poate-l atingi în patru, dar important e să progresezi, știi? Evident, normal, adică... Lumea se plafonează. Absolut, dacă nu ai un cel anume sau cumva te mulțumești cu ce ai, nu zic că e greșit, trebuie să fim fericiți cu tot ce avem, da, în momentul exact. De față, recunoscători pentru tot, dar în același timp e cumva, pe părerea mea, un pic greșit să nu-ți dorești un pic mai mult sau mai mult cu totul. Dacă da, normal. Ești, zici, domnule, mă trezesc dimineața și vreau doar să mă mențin pe linia de plutire, nu cred că ai cum să evoluezi, cred că e imposibil, exact. Să ai noroc, ceea ce se proud, poate, dar... Proud but never satisfied, cam exact, așa. Exact. Un alt aspect legat de mașina asta, tu mereu mă, el mereu mă apostrofează și îmi spune, bă, frate, ți-o la seria 8, adică mergi cu un seria 8, dă-i și tu să-ți simți mașina. Cred că așa am făcut, de fapt așa a fost și la 440, că a fost un salt de la 184 de cai, la 326 atunci. Cumva n-am alergat mașina până târziu, în sensul, adică să chiar să îi dau un pic mai tare să s-o simt. Cumva am vrut să... Tu ești mai conservator de fire, așa, da, că alții o iau, îi rup gura din prima zi. Evident, uite, de exemplu, că e foarte interesant asta legat de consum. Tu ce consumezi, zici, că o să am pe, dacă merg cu ea de zi cu zi în oraș? 18-20. Eu am, de când am făcut ultima, de fapt prima alimentare, de când am luat mașina, am consum 15-1, cred, sau 14-8, ceva de genul ăsta. Dar într-adevăr un nu pic exagerat, dar na. Da, nu am, nu, chiar n-am alergat așa. Și adică, ai mers pe aici, prin zona asta, unde e mai mult de neu, unde e mai, exact, mai liber. Exact, dar nu mi se pare, adică consumul, dacă mă întreb pe mine, la mașina asta este ultima problemă la care poți să te gândești. Da. Dar știi care e chestia cu consumul, că asta pentru mulți care pun întrebări astea și cu asta încheiem subiectul. Știți care e chestia? Sună mult că îți consumă 11 sau că îți consumă 20. E simplu. În loc să bagi 300 de lei, bagi 600. Nu mai gândiți altfel. Gata, asta e tot. Tot timpul bagi dublu. Gândește că bagi dublu. Dacă bagi 1000 de lei benzină și faci un salt mai mare la un V8, bagi dublu. Nu bagi de 10 ori mai mult, cum își imaginează unii. Doamne, bag 7000 de euro benzină pe lună. Nu, dacă bagai 1000 de lei, bagi 2 și gata. Știi? Și adică ai închis-o așa. Mai ales nu te gândești la consum când îți iei mașina asta, dar dacă te gândești, ia asta în calcul. La fel ca la tine, cum e și la mine, de ce M850i și nu M5? Că oarecum sunt oarecum aceeași generație, deși asta e un pic facelift la interior față de aia, da, că mai vorbim noi. Mai ales ceasurile. Dar motor mare, cu întreținere mare, prețul aproximativ pe acolo, același an, adică pe acolo. De ce nu M5? Na, discuția am avut-o cu tine referitor la chestia asta, după ce am zis, bă, aș vrea să iau altă mașină, să schimb 440, dar neapărat vreau generația nouă, pentru că mulți mi-au zis, domnule, ia-ți M4F82, zic, frate, ar fi a patra mașină, cu același interior și din exterior aproape la fel. Și am zis, stop, da. nu se mai poate, adică nu mai pot. Și am gândit, ori M5, ori M850i, ori, nu știu, nu vedeam alte variante, dar am zis, bă, M5-ul la banii care costă în momentul de față și mi l-aș permite, cred că are prea mulți kilometri pentru cât aș fi liniștit să aibă în bord. Da. Așa am gândit-o. Că cumva un M850i și ia și un director de firmă, sucursală, de bancă, de da. Nu chiar de sucursală, mă rog, de da. Un director de bancă sau un director ca o firmă mare care pornește dimineața, pleacă la drum, exact. Și așa. Adică puteți să folosești și ca mașină, exact. Daily cât de cât, știi? Poate să-și ia și dar un M5-ul sigur și mai golan, care să alerge și un M850, nu e exclus. Da. M5-ul cumva îți asumi că cine l-a avut cel mai probabil l-a luat să-l alerge. Și nu l-a violat puțin. Da, nu e de condamnat, că până la urmă n-ai luat mașină de 625 de cai divizia M să mergi cu ea cum merg eu. Da, asta da, e o excepție, da. Știi? Da. În general, oamenii le iau să se bucure de ele, să-i facă kilometric așa cum simt ei că vor să-i facă și aia e. Norocul proprietarilor, noi care cumpărăm mașini de la tine. Exact, cu băieți care astea, lăsa-l și pe băiatul care a cumpărat 440, a luat o mașină cu care s-a mers mai mult decât respectos, eu așa consider. Da. Dar cam asta a fost decizia între M5 și pentru că eu am cumva rămas atașat de ideea de a avea doar două uși, nu patru. Mi se pare că un F90 pe stradă, dacă îl pui lângă un G30, pentru noi care cunoaștem și pentru pasionați, e o diferență dar mare. Dar pentru restul oamenilor nu. Pentru restul oamenilor e același lucru. Nu pot să mint. Mi se pare că M850 e o mașină mult mai statement decât un M5 pentru lumea de care nu știe mașini. Vorbim de ambele stoc, așa. Exact. Uite cum l-a făcut Teo pe al lui, gen că mă uitam în oglindă, gen când mergeam cu el pe Transfăgărășan, era altceva. Da, gen se vedea diferența, normal, lumea tot se uita mai mult la mașina lui decât se uita la mașina mea, deși a mea era un 8 care era mai coupe, mai sport, da, mai. Da. Da. Adică cumva mașina asta le îmbină pe toate. E și confortabilă. Am trecut de la o generație de seria 3, seria 4 care nu erau foarte confortabile, adică erau așa mediocre din punct de vedere confort. Îmbină și putere și tehnologie foarte multă și cred că e așa un mix de tot ce ți-ai putea dori. Exact. Dacă mă întrebi acum, și aș fi avut posibilitatea, aș fi luat să țin pe termen lung un 840i sau un 840D, de ce? Poate, dar mai degrabă un 840i.
cumva am cred că eram mai liniștit psihic știind că am un motor 3.0, da, care nu e atât de, nu știu, pretențios, să-i spunem așa. Da. Dar cu toate astea nu regret decizia. Adică da, da, vrei să zic ceva? Seria 8 întotdeauna este 5.0i. De ce? Pentru că și cel din 90, seria 8-ul ăla de care știa toată lumea, era 5.0i. Nu era 4.0, 4.5. Și motorizarea de lansare, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, a fost 8.50i. Da, așa a fost, da. Da, culoarea ta, da, mașina ta e 8.50. Adică cele mai vechi variante de seria 8 le găsești 5.0i. Exact. După aia mai noi 4.0i și 4.0d. Cred că 4.0d și după aia 4.0i, ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Da, și apoi, da, mă rog, M8 care mai... a fost ce a fost.